Bine v-am găsit, dragi elevi! Mereu ascultăm cu plăcere poveștile despre eroii preferați. Eroii lui Dumnezeu sunt oamenii credincioși. V-ați întrebat de unde știm noi toate lucrurile minunate pe care le-au săvârșit oamenii credincioși? De unde știm noi oare cum au ajuns să aibă o viață plăcută lui Dumnezeu? Ei bine, din paginile Bibliei aflăm că oamenii credincioși sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și îi respectă voia Lui. În clipul de astăzi vom vorbi despre Biblie și vom vedea că ea ne vorbește despre oameni credincioși. Dar ce este Biblia? Biblia este o carte sfântă scrisă de oameni credincioși ajutați de Dumnezeu. Ea se mai numește și Cartea Cărților. Dacă deschidem paginile Bibliei, vom descoperi că ea ne vorbește despre viața oamenilor credincioși și ne arată importanța credinței în Dumnezeu. Biblia are două părți. Vechiul Testament, unde găsim fapte ale oamenilor credincioși ce au trăit înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, și Noul Testament, unde găsim fapte ale oamenilor credincioși ce au trăit în vremea Mântuitorului Iisus Hristos și după înălțarea sa la cer. Ghicitoarea mea, pe pământ ei au trăit, pe Dumnezeu l-au iubit, rugăciunea l-a foscut, pe Domnul l-au cunoscut. La cine ar trebui să ne gândim? Bineînțeles, la oamenii credincioși. Dacă vă întrebați ce lucruri minunate au făcut oamenii credincioși, ei bine, aflați că ei au avut un rol mare în descoperirea voii lui Dumnezeu în fața oamenilor și au mai avut un rol de a vesti nașterea lui Mesia, Mântuitorul Lumii. Pe unii dintre credincioși i-au numit patriarhi, deoarece au fost modele de credință, de ascultare și de iubire față de Dumnezeu. Alții au fost numiți proroci, deoarece au fost aleși de Dumnezeu pentru a vesti oamenilor voia Lui. Dintre aceștia, vom vorbi în continuare despre trei mari oameni de credință. Patriarhul Avraam. Ați auzit despre Patriarhul Avraam? El este pentru noi un model de credință, de ascultare și de iubire față de Dumnezeu. El a devenit părintele poporului evreu, numit și poporul ales. Prietenia lui Avraam cu Dumnezeu a avut la bază iubirea. Aceasta trebuie să se găsească la temelia oricărei prietenii. Dar despre prorocul Moise ce știm? Este cel mai mare profet al Vechiului Testament și este cunoscut drept omul care a vorbit cu Dumnezeu. La îndemnul acestuia, el a scos poporul evreu din robia egipteană și l-a călăuzit pe drumul spre Țara Făgăduinței. În drumul spre Țara Făgăduinței a primit și cele 10 porunci pe care și noi le avem astăzi și le respectăm. Cu siguranță ați auzit și despre prorocul Ilie. Viața marelui proroc Ilie este pentru noi model de urmat pentru mărturisirea credinței în Dumnezeu prin cuvânt și prin faptă. Haideți să vedem ce am învățat astăzi. Am învățat că Biblia se mai numește și Sfânta Scriptură. De asemenea, am învățat că Biblia este alcătuită din Vechiul Testament și Noul Testament.
Din Sfânta Scriptură aflăm despre oameni credincioși. De asemenea, am aflat că persoanele biblice sunt modele pentru noi. În continuare, vă propun să ne jucăm și să învățăm. Jocul pe care vi-l propun astăzi se numește Hainele omului credincios. Ce avem de făcut? Colorează hainele copiilor folosind culorile însușirilor omului credincios. Care sunt însușirile omului credincios? Bineînțeles, credința, curajul, ascultarea, hărnicia, iubirea, sinceritatea și bunătatea. Foarte bine, te-ai descurcat, excelent! În continuare, îți propun jocul ghicitorilor. Pornind de la următoarele ghicitori, identifică sfinți din Vechiul Testament și scrie-le numele pe spațiile punctate. Proroc mare și vestit, 10 porunci a primit. Cine să fie oare? Sunt convinsă că și tu te-ai gândit la Moise. Drept și credincios, bineînțeles, părintele poporului ales. Cine să fie oare? Avraam, foarte bine! În continuare, îți propun următorul exercițiu. Combină silabele de mai jos pentru a descoperi două calități ale unui om credincios. Ce calități ai găsit? Așa este, înțelept, iubitor, foarte bine. Acum, alcătuiește propoziții cu aceste cuvinte și prezintele colegilor tăi. În încheiere, îți aduc sfatul cel bun. Fii credincios, iubitor și ascultător, precum sfinții. Webografia imaginilor, bibliografie.